Județul Sibiu este tot mai atractiv pentru americani. Aceștia au ales Bâlea Lac ca platou de filmare la sfârșitul săptămânii pentru câteva scene din filmul Legenda lui Ochi. Echipa româno-americană a transformat fosta cabană de vânătoare a lui Nicolae Ceaușescu într-un platou de filmare. Pentru scenele din Legenda lui Ochi, cabana a fost închiriată în totalitate și transformată complet. Sibienii vor putea aplauda primele victorii pe stadionul municipal începând cu anul viitor. Se lucrează în ritm susținut pe viitoarea arenă, iar tribuna a doua prinde contur. Stadionul, în valoare de 24 de milioane de euro, va avea o capacitate de aproape 13.000 de locuri, dintre care 300 VIP, o sală de atletism și una de box. Sărbătorile de iarnă sunt aproape, astfel că în centrul orașului de pe Cibin au loc pregătiri intense. A fost montată cupola de lumini, căsuța lui Moș Crăciun și-a făcut și ea loc în Piața Mare, iar acum a fost amplasat și bradul de Crăciun. Bradul măsoară 24 de metri înălțime, 10 metri lățime, la bază are un aspect natural și culoare verde. Acesta este alcătuit din peste 2400 de crenguțe și a fost livrat împreună cu ornamente specifice. Urmăriți știrile zilei pe oradesibiu.ro.